Acest program vă este oferit de Unicredit Bank, banca pentru lucrurile care contează. Măcar să reziste guvernul ciucă până în primăvară și să luăm avansul de bani de la PNRR, 3,8 miliarde de euro. De reforme mai vorbim după aia. După două luni de chin politic absurd, Nașul, adică președintele Iohannis, a găsit un guvern stabil. Monstruoasa coaliție, PNL-PSD, cu UDMR, va avea aproape 70% din Parlament. Deci ar trebui să conducă țara fără probleme, chiar două cicluri electorale, cum vrea Florin Câțu, președintele Hulit al PNL. Primul ministru este Nicolae Ciucă, favoritul președintului. Problema este că nu foarte multă lume crede în această coaliție de conjunctură, unde baronii PNL și PSD au presat pentru această asociere PSD-PNL ca să ia cât mai repede miliardele de euro de la Uniunea Europeană. Indiferent cine va fi la Palatul Victoria, situația economică este aceeași. Inflația este în creștere, dobânzile se majorează, iar economia începe să scadă, ceea ce va însemna la un moment dat încasări mai mici la buget. Guvernul Ciucă trebuie să închide anul bugetar 2021 să prezinte bugetul pentru 2022 și cel mai important lucru să ia avansul de 3,8 miliarde de euro de la Bruxelles. Un avans pe care îl așteaptă și Banca Națională a României, care a cheltuit ceva valută din rezerva valutară ca să țină cursul leu euro stabil în această perioadă de criză politică. Singurul program de guvernare care are bani este PNRR-ul, dar să vedem cine vrea să facă ce scrie acolo. Liderii politici, în special cei de la PNL, s-au bătut să fie miniștri, dar să vedem cine are chef să facă reforme. Până la reforme, PSD vrea să schimbe PNRR-ul. Nimeni nu știe cât va ține această coaliție guvernamentală contra naturii, dar dacă ține măcar până în primăvară, fără să se omoare între ei, e bine. Pentru reforme mai vorbim. Acest program va fost oferit de UniCredit Bank, banca pentru lucrurile care contează.